10.000 de lei. Cu această sumă a fost amendată astăzi societatea Eunga, după ce a lăsat sâmbătă mii de familii fără gaz metan la -23°C. Criza gazului a fost reclamată de cotoșoneri la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorului Iași, care a sancționat societatea pentru calitatea proastă a serviciilor oferite populației. Criza gazului, când termometrele arătau -23°C. În cea mai geroasă zi din an, mii de botoșeneni nu au putut porni centralele termice și au înghețat în case. Așa se face că sâmbătă după amiază, Oficiul pentru Protecția Consumatorului a fost bombardat cu zeci de reclamații din partea botoșenenilor. Culmea este că lipsa gazului s-a făcut resimțită chiar și aici, unde inspectorii au fost nevoiți să stea în birouri îmbrăcați bine pentru că nu au reușit să pornească centrala instituției. Pe sâmbătă, în cursul dimineții, la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului. În condiții în care trebuie să-mi folosim îmbrăcămintea privată de iarnă. Presiunea era mică, asta era și motivul pentru care aici în țară nu funcționa. De criza gazului de la Botoșani au fost informați și șefii inspectorilor botoșeneni de la Inspectoratul pentru Protecția Consumatorului Iași. Așa se face că în această dimineață s-a întocmit societății Eongaz un proces verbal de contravenție, iar societatea a fost amendată pentru serviciile proaste oferite. Reclamația a fost făcută în data de 05.01.2008 ca urmare a faptului că presiunea gazului a fost aproape de zero. S-a aplicat o sancțiune contravențională societății comerciale Eongaz în valoare de 30.000 de lei. La această oră, criza gazului în Botoșani a fost rezolvată. Presiunea gazului este la parametrii normali și niciun cartier nu este acum afectat.